Potrivit site-ului hunedoarasport.ro, sezonul 2015-2016 aduce a 10-a ediție a campionatului de mini-fotbal amatori DEVA, iar premiile pentru festivitate sunt destul de consistente, valoarea lor ridicându-se în acest an la peste 17.000 de lei. Organizatorii vor oferi echipamente sportive și articole sportive pentru toate echipele participante în campionat. Acești 10 ani de competiție la baza Real Sport DEVA nu puteau trece neobservați, așa că organizatorii au și câteva premii speciale pentru oamenii și echipele care au pus umărul la dezvoltarea mini-fotbalului. Cu câte un rând de echipament vor fi premiate cele mai vechi echipe participante în competiție, iar premii speciale vor primi Ovidiu Mănăstire, Claudiu Sav și Marius Dragomir pentru promovarea sportului devean, Alin Petraș pentru cel mai longeviv delegat al unui club, dar și Adrian Radu pentru contribuția și sprijinirea mini-fotbalului devean.